Un oraș din România se numără printre cele mai sărace din țară, în ciuda potențialului uriaș al zonei, deși chirile costă doar câțiva lei, viața oamenilor de aici este extrem de grea și totodată foarte tristă. Aninoasa, județul Hunedoara, se numără printre cele mai sărace orașe din România, având mai puțin de 3500 de locuitori. Datorită minei de cărbune din zonă, în perioada comunistă, autoritățile atribuiau acestui loc un viitor strălucit, în condițiile în care mare parte din industria României depindea de cărbune. Din păcate, începând cu anii 90, minele au fost închise rând pe rând, iar orașul Aninoasa s-a prăbușit odată cu acest declin. Mina de cărbune de la Aninoasa s-a închis definitiv în 2006, iar majoritatea familiilor care locuiau acolo au părăsit așezarea. Am muncit 28 de ani în Minerit. Am lucrat în condiții grele din subteranul minei Aninoasa, unde coboram până la aproape 1000 de metri pentru ca apoi să ne târâm prin galeriile de mai mulți kilometri pentru a scoate cărbunele. Uneori era atât de cald în subteran că puteam frige slănina pe cărbune, povestește un fost miner. Cei care nu au apucat să muncească în Minerit se mulțumesc acum doar cu ajutorul social, muncind cu ziua. De asemenea, un mi au fost găzuiți în locuințele din colonia veche din Aninoasa, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru primele familii de mineri sosite în zonă, unde prețul chiriei era de 9 lei pe lună. Unii și-au cumpărat cu prețuri modice locuințele în colonia veche din Aninoasa. Alții au preferat să plătească niște chirii de vreo 9 lei pe lună, dacă le-au plătit și pe ala, și să trăiască din ajutoarele sociale. Eu am cumpărat locuința din colonie, dar impozitul pe care îl dau este mai mare decât chiriile plătite aici. Unii foști mineri care au ținut la aceste locuințe vechi le-au îngrijit și chiar le-au consolidat. Alții le-au lăsat așa, nu au ridicat nici măcar un pai până s-au prăbușit odată cu ei. Mai mult în centrul orașului și în colonia veche din Aninoasa, unele clădiri adăpostesc saci cu haine și munți de gunoaie pe care oamenii le folosesc pentru a-și încălzi locuințele. Relatează antena3.ro